Mai mult, Scriptura nici nu ne arată că Dumnezeu este un fel de în ring cu diavolul. Am auzit predicatori care spun despre mine, nu că m-au auzit pe mine spunând, dar eu asta cred, știți, despre mine și despre alții. Sunt unii care spun că diavolul nu le-a salut Dumnezeu. Mă, bine ai spus-o. Dar nu e așa, că Biblia ne arată că Satana e puternic și că Satana face și că Satana drege. Păi, pentru ce s-a tăia profeții în Biblie? Ce-o profeții Dumnezeu aici? Planurile Lui. Sunt planurile acestea neschimbătoare? Sau nu sunt? Sunt lucrurile acestea pe care Dumnezeu le-a profețit stabilite și nu se mai pot schimba? Este finalul hotărât de Dumnezeu? Este finalul neschimbat? Este Dumnezeu în controlul acestui final? Este Dumnezeu câștigător? Dar nu numai la urmă. Dumnezeu e câștigător oricum și oricând.